Neața mafioților, începem vlogul dintr-o benzinărie din Grecia. Dar ca să începem mai bine, haideți să vă arătăm cum ne-am trezit și după aceea o să facem full-ul mașinii. Să mergem mai departe. Am văzut-o înaintea ta. Mamă, ce Beetle aici. Asta e mașina cu care Mercedes era să intre în faliment. Și de ce? Și l-avem și pe românul ăsta. Wow. Românul ăsta sărac. Mamă, și RSQ8. Oh my god, oh my god. This is Supra. Și vreau să te întreb, ce mașină ai tractat cel mai mult? Cel mai des? BMW-uri. Acum ce tractezi? Tot un BMW. Tot un BMW din 2000. Înainte să înceapă acest clip, dacă vrei să cumperi o mașină și nu vrei să iei o țeapă, precum mașina pe care ți-o arăt acum, care a avut daune și kilometri dați înapoi, îți poți verifica mașina pe Car Vertical cu 15% reducere din linkul din descriere. Vizionare plăcută! Neața mafioților, este ora 6 dimineața, a doua zi în Grecia. Astăzi mergem către Kefalonia, dar înainte să mergem, sunt curios dacă pornește mașina. Ați văzut și voi vlogurile din Spania în care am avut probleme cu mașina. Sincer, am așa puține emoții cu mașinile când plecăm la drum lung. Sperăm că Hyundai nu ne lasă la greu și că o să pornească astăzi în drumul nostru către Kefalonia. Cam acesta este view-ul pe care l-am avut noi dimineața. Din păcate trebuie să plecăm, să ne înătăm către cealaltă stațiune unde vom sta 8 zile. Dacă nu ați văzut vlogul cu mașinile de aici din zonă, o să vă las un link în descriere unde o să vedeți cât de fain a fost și ce mașini faine am găsit și cum am ajuns noi acolo sus fără să ne dăm seama. Alex, știi că după orice drum lung toate piesele se încălzesc, turbina și toate astea, știi? Și ca a doua zi e posibil să nu mai pornească mașina. Da? Aici văd că dieselul costă 2,15, deci în jur de, mamă, ești nebun la cap, în jur de 10 lei, 11 lei avem motorina în Grecia. Cam așa arată benzineria, suntem undeva pe autostradă. Bă, ai băgat și de aia scumpă? Da. Bă, nu-i de aia scumpă. Nu-i de aia scumpă, că am vorbit cu doamna și doamna mi-a zis, stai ușor, că dai-mi pompă, dai-mi pompă, dai-mi pompă. Aici și Madi, aici și prințesa. Ia Madi, fă-i o de aia, o hula. I-a zis să rămână! Cum a fost, Madi? Să rămână, nu? Am lăsat pe Madi să ia cafeluța, mergem în mașinuță. Mai avem vreo 100 de kilometri să ajungem pe insulă. Dar până atunci să vă arăt frumos un S cu volan pe dreapta. S-class cu volan pe dreapta. Nașpa. Credeam că mi-am luat țeapă cu cappuccino ăsta, ci că ăsta e cappuccino. Lăsați și voi în comentarii. Bă, fraților, cappuccino în România, n-am băut din el, așa e. Păi să mă poată, mama, cappuccino în România e triplu. Dar e destul de tare, chiar e destul de tare. Cât a costat, Madi, cappuccino ăsta? 2 euro. Hai că m-am și la o barieră în care trebuie să plătim cea mai scumpă autostradă, 3,15 euro trebuie să băgăm aici. Gata, una de mână, mamă, ser. Gata, mafioților, am ajuns și noi în Lefkada. Trebuie să luăm feribotul ăsta din spate, să urcăm mașina pe feribot. Dar înainte să urcăm, uite un Touareg de Timișoara. Iată, Mirele, Touareg, iarăși pentru tine. Trebuie să urcăm și noi Touaregul ăsta mai micu, să-l urcăm pe feribot, să vedem dacă putem să-l urcăm acum sau mai trebuie să mai stăm. Și văd că avem aici gyros de toate. Cred că trebuie să mâncăm după aceea ceva, că mai pune foame. Acesta este feribotul în care ne vom urca noi, vom urca mașinuțele și vom merge 2 ore pe apă. Sperăm că putem să urcăm acum mașina ca să nu mai stăm cu ea parcată pe aici. Aici în Grecia sunt foarte multe pick-up-uri. Trebuie să pleci pe aici o Toyota, care sincer nu știu ce model este, dar este un pick-up. Sunt foarte multe, unele mai ruginte, altele mai puțin. Iar Toyota, adică sunt foarte multe mașini japoneze, Suzuki. Nu prea vedem BMW-uri aici. Mercedes-ul este, dar BMW-ul nu prea. Și avem din nou o mașină. Ce asta, Toyota Corolla? Da, Corolla. Deci Toyota Corolla este mașina cum ar fi Dacia la noi. Și am găsit și cea mai rudimentară motocicletă. Ceva foarte simplu, dar funcționează. Zi, Mali, te-a rugat pe chestia asta? Am avut și o chestie aia când eram mică. Început... Deci, repede merge? A început să dea... Foarte moare. Scuterele sunt pe tot, deci cred că Grecia e țara scuterelor. Și toate, bine, astea sunt destul de noi, dar unele sunt, băie, destul de... Vai de capul lor, chiar mă gândeam dacă au inspecție tehnică. Mafioților, așteptăm aici să urcăm pe feribot, dar ne-am întâlnit aici cu un român. Hey. Cum trebuie să-l numai pe tine pe Facebook, peste tot?
Melincenco Emanuel, dați-i un follow acolo. BMW Tractării Autonostop Timișoara. O să vă dau acolo, 100% o să aveți nevoie dacă veniți prin Grecia sau pe oriunde altceva. Pentru că face tractări cu un Touareg. Cam așa arată o meserie adevărată care nu va muri niciodată, pentru că mașinile se strică din ce în ce mai des. Și vreau să te întreb ce mașină ai tractat cel mai mult, cel mai des. BMW-uri. Acum ce tractezi? Tot un BMW. Tot un BMW din 2000, am înțeles exact generația pe care o avem noi. Ce bucurie. Dar și mașinile de tractat, care sunt cele mai bune mașini tractate? Touareg și Meleu. Touareg și Meleu, nu? Da. Automat, nu manual. Știu că sunt și manual. Și manual, da. Și manual, nu? Da. Deci fraților, dacă vreți să faceți un ban cinstit, luați-vă Touareg, fraților, 3000 diesel. Ce platformă din asta? Cred că platforma asta costă cât mașina mea, Alex. Cât costă o platformă din asta? Mai scumpă. Undeva la vreo 6500 de euro. 6500. Cu toate dotările care... Depinde cât cer tu pe ea acum. 10.000 a mea. Dacă tu ceri 20.000... De fapt, hai să vă las aici numărul de telefon, dacă aveți nevoie, Croația, Budapesta, Bulgaria, Grecia, sunați aici. Intră băiatul cu tractările și apoi venim și noi cu căzănelul nostru și îl băgăm pe feribot. Cum să nu-și placă fraților BMW-ul când se aude motorul în halul ăsta? Ia uite aici, aici, distribuție, tot ce trebuie. Hai să ne întoarcem la ceva mai frumos, să vedem peștuci ăștia. Mă, își dai aici pe undiță. Mamă, câți pești sunt. Vine puțin, să-ți arăt peștele. Nu crezi că este prea multă lume aici ca să-mi arăți peștele? Nu, uite câți pești am aici. A pornit și vaporul, e diesel, fraților. Aici sunt mașinile jos și când a pornit vaporul ăsta, a dat cu ulei. A dat cu ceva ulei. Dar hai să fac așa o mică prezentare, să vă arăt cum arată și de sus toată treaba. Gata, m-a fiut, am plecat. Suntem la mâna apei. I-a arătat lomatică de ruginite vaporul ăsta pe aici pe jos. Și spuneam că nu trebuie să ne apucem noi de mașinile astea de 39 că ruginește, că pune și vaporul, frate, ruginește. Adică sunt pic câte ruginele acolo. Da, și cu puțin ulei. Da, asfixează puțin vaporul ăsta. Cred că trebuie să schimbe niște garnituri. Am auzit mafioții că coborăm chiar acum și prin contact avem acolo un Jeep Wrangler și nu se putea, fraților, să nu vedem și în Grecia un Passat B55 break exact cum trebuie. Mamă, câtă lume este aici! Avem și un Fiat 500, dar am văzut ceva super fain. Cum ți-a părut, Madi, cu feribotul? Amicitor! Hai să arăt o mașină super faină, super, super faină! Am văzut-o înaintea ta! Mamă, ce bită la aici! Păi, ce frumos e, bă, frate! Deci chiar avem un Beetle super, super fain. După Mi-Colos sau Mi-Colos, cum se numea. Ia uite, este aici. Cum? Este aici modelul. Dar tu știi că asta e cu răcire pe aier. Adică are motorul aici în spate. Știi ce evacuare? Vezi ce evacuare mici are? Dar aici una e mai ruginită și una e mai... Da, probabil l-a schimbat. Chiar nu, dar uite cum arată și interiorul. Cam așa arată. Foarte, foarte mișto mașina. Chiar genială mașina cum arată. Hai să mergem puțin mai încolo, Madi. Să vedem dacă mai găsim ceva. Hai să mergem la apă, vină puțin apă. Hai că până este Alex, noi putem să vedem și puțin apă. Alb albastră ca ochii mei. Hyundai, Fiat, Opel, Fiat. Chiar sunt curioși mașini să găsim în capitală, în Kefalonia. Și eu sunt curioasă. Cât am făcut cu feribotul? O oră? Două ore. Am plecat la 11:30 și 1 și aproape 20. Uite, avem și aici o Toyota. Destul de veche. Și aici, fraților,
avem intrarea în apă. Băi, dar ce apă cristalină. Da. Ia zi, Madi, mai cristalină ca cea din Spania. A, vine aici, vine aici, vine aici. Da, văd că miroase urât. Prin contact miroase urât. Și cam multă mizerie, fraților. Păi da, da. Ține cont de faptul că e port. Oh, da. Portul e foarte frate, pentru că intră fața. Da. O serenă, vrei să miște o serenă? Cum mai târziu. Uite, Madi, Madi, îți place Lexus? Da, îți place, nu? Ai vrea și tu un Lexus? Da, uite o mașină frumoasă pe tine, Madi. Uite Fiat-ul la 500, da? Nu-ți place Fiat-ul 500? Are, e frumos și el. Dă-mă cu Touareg-ul. Pa, pa, și spor la tractat. Doamne ajută, mă bine. Doamne ajută. What the fuck, Madi, uite ce mașină ciudată. Asta? Da, este un DS. Un DS este. E ceva special de la Citroen. Deci what the fuck, uite cum are ușa. Și are și mânerele care ies afară. Super mișto. Da, destul de dubios, părerea mea, dar arată binișor. Se reinventează și ăștia. Și-l avem și pe românul ăsta. Pe wow. Românul ăsta sărac. Cu Q8. Cam dă clasă grecilor. Da. Mașinile scumpe aici sunt de România, de București. Mamă, și RS Q8. What the fuck, Madi? Asta e un fel de Lamborghini urus. Mai low cost. Chiar arată super, super fain. Menționa că în Grecia toate BMW-urile pe care le-am văzut erau de România. E sigură? Da. Uite, da, România. Am mai plecat unul de pe navă, acum tot de România era. Eu n-am văzut un BMW cu număr de Grecia, nici măcar cu număr de Bulgaria. Da, se mai strică BMW. Opa, se mai strică BMW-urile pe aici prin Grecia. Am găsit aici unul pe la Astra G. Cred că astea sunt mașini abandonate, ca cam așa arată pe aici. Și un Hyundai și din nou o Toyota pickup care din nou nu arată foarte bine. Deci Toyotele astea chiar sunt super și super utilizate. Oamenii chiar le folosesc aici. Dar ce observ o chestie? Nu prea mai au mașinile rugină pe aici. Adică n-am mai văzut mașini foarte și foarte ruginite. What the fuck, man? Vino că se arată aici un Mercedes. Bine, Madi, hai că vreau să spun părerea ta despre mașinile astea din Grecia. Pune-ți părerea. Ia uitați, fraților, ce Mercedes acolo. Pe lângă motocicletele astea care sunt pe la toate colțurile și ATV-uri, avem și un Mercedes 240 diesel. Îți place? Zi, Mari, îți place? Da. Băi, dar nu mai au rugină, vezi? Are geamul deschis. Păi, dai seama cât de cald e. Asta e de la Cobra, bot de cal, nu, Cobra asta. Asta e mașina cu care Mercedes era să intre în faliment. Și de ce? De ce? Pentru că nu se strica. Deci mașina asta era atât de bună încât nu se strica. Posibil să nu se strice o mașină. Sunt mașinile alea care au milioane de kilometri. Acum ar fi pare... a ta și nu e stricată? Am plecat pe care vertical. 15% link în descriere dacă vreți să vedeți și voi că aveți un milion de kilometri la mașină. Spune tu, nu te-ai aștepta ca măzinele să crească de jos în sus și ananasul de sus în jos? Și e total invers. Ananasul nu invers? Crește de jos ananasul. Ananasul? Da. What the fuck? Ai văzut niciodată o costură de ananas? Deci ananasul crește de jos? Da, măi, da. Și are frunza sus? Da. Și am ajuns și în port, coborăm puțin ca să vedem ce se întâmplă pe aici prin port. Și miroase deja la mâncare, arată genial mâncarea, chiar arată super bine. Bă, Madi, pălărie! Uite asta cu alb, vreau să o văd. Du-te, mă, ce ai, nu-mi iau ceva. Atunci, nu de asta, uite așa mai bine de asta. Fraților, mi-am luat pălărie la fel ca lui Madi. Da. Și Madi, nu-ți place pălăria? Da, cu asta pleacă, nu te cum. Madi, este faci de pălărie. Doamne, nu știu, e stranger, help, please. Da, lăsați și voi în comentarii dacă vă place cum arăt cu pălăria asta. Da, Alex, acolo că semăn cu Mihai de la Craiova. Cu pălăria asta. Puțin așa.
Aici avem o negociere între Madi și Alex, care... Ce-ți mai ales că? Zice că sunt tarantule în apă, cică? Nu în apă, tarantule sunt pe plajă, sunt prosop. Fraților, mai puteam, o însemnă. Am cerut și mașină. 35 de grade, dar se simt ca 105 grade. Ai simțit vreodată 105 grade? Nu, dar se simte ca așa. Nu știu ce rău știu. Nici haos. Curgea pe tine acum. Da, e foarte cald, sincer. Nu se compara cu Spania, adică în Spania era mai ok, mai suportabil. Ești pe insulă, în pana mea, ești către sud. Da, mă, frate, am înțeles. Știi ce e încolo? Uite la Madi. Deșert. Madi nu mai poate. Și de bună cap. Mafioților, am ajuns din nou ca în Serbia, la capătul lumii. Madi e deja șocat acolo. Și hai să vă arăt și vouă ce vedem noi aici, că e ceva senzațional. Cam așa arată nebunia asta. Suntem undeva pe insula Kefalonia și cam așa arată chestia asta. Nu spune că acolo suntem cazați. Acolo suntem cazați? Acolo în capăt? Nu? Genial. Poate cu toate e frumos, dar hai mașină că e haos aici, frate. Bă, ți-a atins unul mașina. Ți-a atins unul mașina. Nu, am panică, frate. Frate, pe Instagram. What the fuck? Uitați-vă și voi puțin cum arată totul aici. Chiar genial. Zi, Madi, zici că e în paradis. Zici că este în paradis. Madi, am filmat noi mașini frumoase. Dar și în Spania și aici, dar vreau să-mi spui care merită mai mult, Spania sau Grecia? Acum merită Grecia. Grecia merită, nu? Uitați-vă și voi puțin cum arată totul aici. Este la nivel, deci albastru ăsta. Da. E mai intens decât albastru din ultimul meu. Da. Câteva minute mai târziu am ajuns la plajă și am găsit și acest Opel Astra G. Destul de tunat aici. Nu prea găsești mașini tunate. Și asta are niște jante frumoase de OPC, două uși, un eleron. Chiar arată cum trebuie. Plus o evacuare faină. Eleron pe lunetă, oglinzile alea de E36. Și că-s curios cum arată din față. Da, arată binișor. Am găsit aici la plajă și un Dric. Mamă, fraților, cum arată Dricul ăsta. Mamă, e cel mai urât Mercedes posibil. Dar cred că aici poți să ai bagaje. Poți să bagi bagaje aici, în Emilita. Cam așa arată, n-ai rugină. Am observat și aici că mașinile nu prea mai au rugină pe partea asta a Greciei. Și cam așa arată și ochiosul din față. Frumușel. De Albania. Un Mercedes de Albania. Albanez, mafiot, tot ce trebuie. Și aici mai avem un Volvo exact ca în Serbia. Un Volvo 850. Care arată din nou binișor. Rugina nu a apărut pe el. Chiar o mașină destul de faină. Nu știu exact de unde sunt numerele astea. Astea sunt de Grecia toate. Hai să vă arătăm cum arată și plaja aici. Zi, Madi, îți place în Grecia? Foarte bun. Îți place, nu? Da, dar nu m-aș mai întoarce aici. Nu? Mamă, avem și vouă aici. Oh my god, hai să vă arăt cum arată plaja și vouă. Cam așa arată plaja. Apa aici e mult mai... și văd că avem și valuri. Și avem aici un MX-5, o Miata frumoșică de Grecia. Dacă n-ați văzut vlogul cu Miata, am filmat și noi una la fel de frumoasă. Era mai frumoasă aia pe care am filmat-o eu, dar nici asta nu e urâtă. Scutere multe. Oh my god, oh my god, this is Supra. Avem aici un Cayenne S. Sau de V8. Gata, mafiosul, am ajuns și noi la cazare. Încheiem și noi vlogul de astăzi cu room tour-ul pe care îl avem noi astăzi. E ploare afară, deci e haos. Leșin pe stradă.
Zi, Madi. Ce să mai zic, că n-am aer. Bă, frate, te zăpăcești rău de tot. E foarte bine, frate, e vară, e la mare. Hai să vedem cum arată cazarea. Cam așa arată pensiunea, hotelul, cum vreți voi să spuneți. Când ne-a costat, Madi, treaba asta? 400 de euro? 7 nopți? 400 de euro cazarea. 7 nopți. Și mai avem de calculat spre final cam cât a fost combustibilul, dar a fost până acum, au fost 15 euro doar taxele de drum. Da. Cam așa arată. Pe mine la spate, te rog. Dacă în România găsim boschete, aici avem și lămâi. Uite cum arată lămâiile astea, frate. Care lămâi? Uite-le pe astea. Sunt lipite, da. Dar nu, sunt cu albastru pe ele. Păi iau ceva, cred că o travă să nu le fure cineva. Vă găsesc. Eu... Măslin, lămâi. Lime? Vin și lime. Ce drăguți! Și de obletei. Uite, bostonelul, uite. A, da. Uite, catravecior. Fetele s-au pus pe completat. Noi ca balosani stăm aici, ca vlogări adevărați. Stăm să vedem cum arată camera, să vă arătăm și vouă. Să vedem dacă am meritat sau nu toți banii. Ce? Deja totul e super mișto. Au venit să vii cu o limonadă care, Madi, e pe jos cu... E bună, nu? Nu mă mai pot opri. Are soc? Da. Cred că are soc, da. Did you fly here or did you... E cineva acasă? Welcome. Mamă, de ce e aici, mamă! Știi ce m-ai impresionat pe mine cel mai tare? Ce? E prezent. Vino cu aici. Ce mă, uite, câte scule de bucătării să avem. Și acolo, uite și aici. Tare, deci trebuie să vedem. Uite aici, aici. Foarte tare. Deci asta e camera, nu e foarte mare camera. Vrem să încheiem tot vlogul cu room tour-ul. Pe aia, din nou, micuță cu duș. Așa trebuie, dar îmi place foarte mult view-ul pe care îl avem. Scaunele, deci de mâine încolo ne vom lua micul dejun aici. Dați un follow și lui Madi pe mâncare toți banii, pentru că asta vom pune niște vloguri de aici din Grecia. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să pușiți butonul de like, 3000 de like-uri minim. Dacă v-ați văzut vlogurile din Serbia, Grecia și Spania, mai sunt foarte multe vloguri pe canal. O să vă las aici niște carduri să le vedeți. Dacă nu, o să aveți 100% un playlist. Până data viitoare am fost meritit toți banii. Dați-mi un follow pe pagina de Instagram, pentru că acolo veți vedea în timp real ce facem, ce filmăm și pe unde mai mergem. Pa, pa! Fraților! Acum, te-am dat o pauză de telefon. Ăsta e bonusul. Uitați-vă puțin cine a fost șoferul în tot clipul ăsta. Deci asta e mâna stângă. De la soare, băi, din mașină. Asta e mâna stângă și aia e mâna dreaptă. Ia, ia întoarce-te puțin. Bă, nu te cred, bă, jur, dacă nu pun din aia, pun perdea la mașină. De cum arată, uite, mă? Uite, tu ce am la mână, bă. Pa. Poți să faci și sală, poți să faci și vrei tu, uite, tu știu ce la mâna mea.